Halucinant, o jurnalist spune ce s-a întâmplat, de fapt, cu microfonul găsit în casa ministrului Carmen Dan, minciuna care a fost inventată. Procurorii de la parchetul general au clasat dosarul deschis în legătură cu dispozitivul de înregistrare găsit în locuința ministrului de interne, Carmen Dan. Motivul: nu s-a comis nicio fapt penal. În noiembrie 2017, Carmen Dan a anuncat ce a găsit în apartamentul în care locuie subliniere cu chirie un dispozitiv de înregistrare subliniere i-a sesizat poliția pentru demararea unei anchete. Jurnalista Berta Popescu, FASEC eveniment de la România TV, oferă însă o variantă explozivă a ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în vila ministrului Carmen Dan. Lucrurile s-ar fi întâmplat foarte diferit de declaraile ministrului de interne. Surse, povestea este cam așa. Doi bărbați, fost sublinierătii oficeri de informații, care acum ar avea o firmă particular, au fost chemați în casa ministrului pentru a face de parazitare de microfoane / dispozitive de interceptare ascunse pe undeva prin casă. Când cei doi speciali sublinierătii au mers la locuința lui Carmen Dan, ministrul nici nu era acasă. În apartament a fost doar sora doamnei Dan. Unul dintre fost sublinierătii oficeri a venit cu acel dispozitiv la el. Un dispozitiv care, din informațiile mele, nici nu era în funcțiune. Avea însă o cartelă în el, cartel care era redirecționat chiar pe telefonul celui care l-a adus. A fost chemat poliția, nebunie mare, cei de la DIPI au făcut subliniere ei verificări, toată lumea a agitat cu ce i se putea întâmpla ministrului de interne. Ceea ce este sublinierea mai tare este ce, fostul ofițer care a venit la el cu microfonul subliniere i-a dat seama ulterior ce ceva i-a secepat. Uitase ce acea cartel din dispozitiv era redirecționat pe telefonul lui. Chiar a sunat-o pe sora doamnei ministru, subliniere i-ar fi spus ceva de genul: doamna, am făcut o greșeală, subliniere al. Omul a sunat-o pe sora doamnei ministru la două zile după sublinierea zisa descoperirea microfonului. S-a dus repede la un magazin subliniere i-a luat alt cartel. Ba a avut tupeul să încerce să schimbe cartela cu cea nouă. A sublinierei reu subliniere IT acest lucru, doar ca nu subliniere tia ce este supravegheat sublinierei ce deja se subliniere tia cine este. Există la dosar chiar sublinierei imagini cu fostul ofițer când cumpre acest cartel nou. În urmă cu cel puțin o săptămână dosarul a fost clasat. Asta pentru ce microfonul nu fusese instalat de nimeni, nu o interceptase nimeni pe doamna ministru. Se pare ce singurii care au sublinierei care au pus la cale totul sunt cei doi care au făcut controlul în casă. Cineva i-a făcut o farsă.
cineva vine să crede că ministrul de interne a fost pecelit, a scris jurnalista. Am găsit în locuința mea un dispozitiv care, după prima verificare, pare un dispozitiv de înregistrare audio. Într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea ce nu locuiesc într-o locuință a absolui sublinierei în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat a subliniere acum era normal sublinierei firesc, am sesizat organul competent, poliția română, care a făcut demersurile necesare. Înțeleg ce s-a înregistrat un dosar penal. Am avut surpriza să constat ce într-o priză de telefon, oarecum suspect în sublinierei locul unde era amplasat dispozitivul, am găsit acest dispozitiv. Era mascat în interiorul acelei prize, nu era un dispozitiv la vedere. Era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare sublinierei înțeleg ce avea sublinierei o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie, explica ministrul în noiembrie 2017.